Vă rugăm din nou să ne ridicăm și să dăm respectul cuvenit Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, care îl vom citi din Sfânta Evanghelie a Sfântului Matei, capitolul 21, intrarea lui Iisus în Ierusalim, potrivit cu sărbătoarea noastră de astăzi. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Maslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva și să spuneți că Domnul are trebuință de ei, și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spune spicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Norodele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Amin. Amin. Ocupăm locurile și ascultăm mesajul. Aș dori în minutele care mai sunt trei gânduri să le înțelegem din acest pasaj. Domnul toate le-a făcut după un plan. Domnul a venit după planul celui preanalt. Biblia spune că Domnul s-a născut după Scripturi, a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi și s-a înălțat după Scripturi. Și tot după Scripturi Domnul va reveni din nou. Aceasta în contextul în care și noi vom călca pe urmele Lui și vom fi ca El, pentru că Biblia spune în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 6, cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Unul din motivele pentru care Domnul s-a coborât în lumea noastră a fost să fie un model, un exemplu pentru noi. Unul din motive, au fost mai multe motive, dar unul din ele a fost acesta, să fie un exemplu practic. Și primul lucru pe care vreau să-l consemnăm este că Domnul a avut o direcție. Toată viața a avut această direcție pe care El a urmărit-o, nu a deviat de la ea. Tot timpul a avut această direcție. În Evanghelia după Luca, de bună oară, găsim foarte frumos consemnat aici, capitolul 17, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Vreau aici să facem această consemnare, această subliniere. Și noi trebuie să avem neapărat o direcție. Direcția nu-i Chișinărul, nici România, nici... Dacă cumva pierdem din atenție direcția, nu vom ajunge la destinație. Domnul nu a pierdut din atenție nici o clipă direcția. El o știu pentru ce a venit. Și în Ioan, în capitolul 4, el spune: eu am o mâncare de mâncat și mâncarea aceasta este să fac voia celui ce m-a trimis. Dacă tot timpul noi nu vom uita direcția, pentru că avem și noi, vom ajunge, sigur, ca și Domnul, la destinație. Deci Domnul a avut această direcție, Ierusalimul, a trecut printre Samaria și Galileea. Trecem aici printre anumite localități, un timp pe care îl stăm aici, dar nu pentru totdeauna. Atunci când noi ne concentrăm în așa manieră încât credem că aici ai totul, am pierdut direcția pe care trebuie să o avem. Dacă în fiecare zi noi nu pierdem din vedere împărăția cerurilor, pentru că direcția noastră este împărăția cerurilor. Domnul spunea în Matei, în capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția
cerurilor și neprienirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, Domnul va purta de grijă. Domnul ni le va dărui, cum spune Pavel în Timotei. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile și aici binecuvântări ca să ne bucurăm de ele. Eu de multe ori îmi zic, Doamne, ce mare har, să te poți și bucura de ceea ce ai. Sunt persoane care nu se pot bucura. Sunt frustrați. În Proverbe, capitolul 15, versetul 15, spune: cel ce are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. Non-stop. Toată viața să ai un ospăț. Dar asta numai în ideea în care ai o inimă mulțumită. Asta numai în ideea în care ai direcția. Nu pierzi în atenție direcția. Pentru bucuria care era pusă înainte, care era bucuria biserica lui. A suferit crucea, au disprețuit rușinea și șade acum la dreapta scaunului de domnia celui preanal. Pentru bucuria care o vedea, o anticipat-o. Ei, Biblia vorbește și despre noi. Noi avem o nădejde, nădejdea aceasta nu înșală. Noi trebuie să privim în perspectivă. Ce spune Biblia? Că atunci când va veni El, vom fi cum? Ca El. Ei, dacă acum în timpul acesta, în viața aceasta, trăim cum o trăit El când era pe pământ, când va veni El, categorică vom fi ca El. Domnul a avut această direcție, tot timpul a urmărit-o. Uitați ce spune tot în Luca, pentru că suntem aici, în capitolul 13, versetul 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroc și călătorind spre Ierusalim. Auziți? Tot timpul spre Ierusalim. O călătorit, o mers printre cetăți, dar tot timpul urmărea această direcție. În final, în textul nostru, Domnul a intrat în Ierusalim. Și-o știu și ce l-așteaptă în Ierusalim. Mai citesc încă un verset în Luca, capitolul 9, versetul 51. Aici spune așa: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Ce frumos! Și-o știu ce l-așteaptă. Nu s-o eschiva, nu s-o dat înapoi. Domnul în final a spus: eu pentru asta am venit. Domnul știu ce l-așteaptă, toate lucrurile le-au cunoscut. Printre altele, Biblia spune că nu era nevoie să-i facă cineva o caracterizare în dreptul cuiva. El însuși știa ce este în om. Păi înaintea lui Dumnezeu vreau să vă spun și în această dimineață, noi suntem transparenți înaintea lui. El ne vede înăuntru nostru. Ne cunoaște gândurile noastre, dar vede și anticipează și viitorul nostru. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Și un mare Dumnezeu avem. Doamne, te binecuvântăm! Ajută-ne însă, Doamne, să călcăm pe urmele Tale. De-aia spunea Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului. Urmele Lui, Ierusalimul, urmele noastre, trebuie să fie aceleași, împărăția, împărăția cerurilor. Viața veșnică, că asta e viața veșnică și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Cercetați Scripturile pentru că considerați că în El este viața veșnică, dar însă și ele, Scripturile, mărturisesc despre mine. Domnul a avut o direcție, noi trebuie să avem această direcție, împărăția tot timpul. Un al doilea lucru pe care vreau să-l consemnăm, Domnul a avut o țintă la Ierusalim. Știți care era ținta? Golgota. Domnul a avut o țintă, ținta lui a fost Golgota. El o știu ce l-așteaptă acolo în Golgota. Domnul o ajuns până la Golgota, acolo în Golgota, El nu a fost un muritor pe cruce, El a fost un biruitor absolut. Toate au fost încununate, viața Lui întreagă a fost încununată cu acel moment al Golgotei, unde Domnul a avut o biruință absolută, de plină, asupra celui rău. De aceea doresc, Doamne, ajută-ne să avem și noi o țintă. Ținta noastră trebuie să fie neprienirea, neprienirea Lui, nu a noastră. Vreau să vă spun, sunt oameni care își pun înainte o neprienire a lor. Sunt oameni care se compară unii cu alții, ca și cu tare, sau biserici locale, una cu cealaltă. Noi nu avem, nu-i admis, noi avem sigur un standard, o ștachetă. Care este standardul nostru? Aici în Biblie, Evrei capitolul 3, versetul 1 și 2. Frați ființi care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Doamne, ajută-ne să privim la țintă. Ținta neprienirea Lui, cum a trăit El. Domnul a avut o țintă, ținta Lui a fost Golgota. Și aici vreau să nu uităm câteva lucruri. Chiar atunci când Domnul era sus pe cruce, actul cel mai minunat de dăruire din dragoste, jos la poalele cruce, la picioarele Lui, era omul egoist, insensibil la ceea ce se petrece sus, ori tras la sorți pentru cămașa lui.
Domnul Iisus pe cruce însă nu a fost un pierdut, un muribund. El a fost stăpân și acolo. Natura lui dumnezeiască s-a dovedit. El a controlat toate evenimentele de la distanță. De aceea ce nu s-a împlinit, mergeți în satul dinaintea voastră, veți găsi un măgăruș și o măgăriță. Aduceți-i la mine. Dar nu numai atât. Domnul când ne spune ce să facem și executăm în tocmai, ascultăm întru totul, Domnul anticipează și anumite pierderi posibile că ar putea fi. El și palea le anulează. Dacă vine stăpânul și vă va întreba, și ce să spună stăpânului și le va lăsa. Doamne, ajută-ne să ascultăm de Tine. Ajută-ne să fim sensibili, Doamne. Când suntem nedreptățiți, Domnul a fost nedreptățit, să știți. De 4 ori, o stat de 2 ori înaintea lui Pilat, o dată înaintea lui Irod și o dată înaintea lui marelui preot. Nu a răspuns nimic. L-au acuzat, Domnul nu a vorbit, cuvinte articulate au avut pe buzele lui întotdeauna atunci când a trebuit. Nimic în plus, nimic în minus. Poate noi vorbim mult. Sunt oameni care au o avalanșă uneori de vorbe. Biblia spune, din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Doamne, ajută-ne să vorbim ceea ce trebuie. Și să avem, o Doamne, cuvinte care să te înalțe pe Tine ca stăpân și ca Domn în viața noastră. Când suntem acuzați pe drept, căutăm să ne ascundem, să motivăm. Domnul nici pe departe nu s-a devinovățit. Modelul lui. Iar când suntem apreciați și lăudați, poate ne umflăm foarte repede. Domnul a știut și la laudă și la barjocură, el a rămas același, constant. Un mare gânditor spunea, printre altele, un mare lucru ca un om să rămână mereu același. Să rămână constant. Iar un altul spunea, zice, dă-i ocazia unui om să facă și binele și răul. Și când el va alege mereu binele, atunci vei putea să te pronunți în dreptul lui. Eu doresc, Doamne, ajută-ne să facem binele. Ce însemna Golgota pentru Domnul? Aici sunt sfărâmate porțile iadului, acolo în Golgota. Apoi aici, în Golgota, este frântă puterea satanei. Acolo a fost zdrobit. Conform primei profeții din cartea Genesei, el îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Apoi un al treilea lucru, aici se săvârșește mântuirea omenirii în Golgota. Fără Golgota nu era posibilă mântuirea. Fără vărsare de sânge nu era iertare. Domnul o trebuit, el a venit până în Golgota. O trebuie să finalizeze cu acel moment deosebit în Golgota. Apoi un alt lucru, un al patrulea, aici stă crucea, acest pom al vieții pe care se varsă sângele pentru toți cei robiți. Acolo în Golgota. Pentru toți cei ce au ajuns până la picioarele lui, la poala crucii lui. Apoi acolo în Golgota, un al cincilea lucru care este realizat. Aici a fost înlăturat blestemul, Coloseni. Blestemul a fost dat la o parte. Prin moartea lui, blestemat este cel, tot blestemul a căzut pe el. Blestemat este oricine stă pe cruce, i-a atârnat pe cruce. El a fost făcut blestem pentru noi. Acolo în Golgota a fost înlăturat blestemul omenirii. Și apoi în Golgota, cum spune Pavel în Efeseni, în Coloseni, acolo în Golgota a fost, printre altele, zdrobite puterile întunericului, după ce a ieșit biruitor, domniile și stăpânirile, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Domnul a fost biruitor în Golgota. El a avut ținta Golgota tot timpul. Și acolo pe Golgota ne spune Biblia, pe cruce. La un moment dat spune mamei lui, femeie, iată fiul tău. El a fost stăpân acolo. Toate au fost înnobilate prin momentul acela pe Golgota. Iar fiul lui Ioan i-a spus, fiule, iată mama ta. El acolo a controlat. Iar tâlharul lui care l-a recunoscut, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi împărăția ta. Domnul i-a spus acelui tâlhar, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Doamne, ajută-ne să ajungem cu Tine în rai. Pentru aceasta vrem, Doamne, și ajută-ne să urmărim ținta. Care ținta noastră? Neprienirea Lui. Domnul cere o neprienire. Există un standard de neprienire pe care Domnul îl pretinde. Dar această neprienire e Domnul Iisus. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și El, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Neprienirea lui Dumnezeu e Domnul Iisus Hristos. Și dacă îl avem pe El și îl urmărim pe El, cel preanalt ne privește prin prisma Lui, ne ascultă rugăciunile, ne primește și ne acceptă jertfele, cântările și tot ce facem noi. Și un ultim lucru pe care îl amintesc fără comentarii, un al treilea lucru, Domnul Iisus a avut un obiectiv aici pe pământ. A avut o direcție, a avut o țintă și a avut un obiectiv. Obiectivul lui a fost, printre altele spune Biblia, trei lucruri le amintesc doar. Zice, din pricina neprihănirii Lui,
El a fost neprienit, blând și neprienit, călare pe un măgar mânzul unei măgărițe. Obiectivul lui era să fie neprienit înaintea celui preanalt, nu în primul rând înaintea oamenilor. Și înaintea oamenilor nimeni nu l-a putut dovedi că a avut vreo greșeală, vreun păcat. Vreau să nu uităm, dragii mei, și noi trebuie să urmărim același obiectiv. Și noi trebuie să avem un standard de neprienire. Un al doilea lucru, Domnul spunea printre altele Matei 11, versetul 29, veniți și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Mari împărați când erau înscăunați la Roma, dar și la Ierusalim, dar mai ales la Roma, în vremea aceea pe cai albi, cu o suită, care îl urmau și așa mai departe. Domnul, într-o smerenie absolută, nimeni nu a realizat ce s-a întâmplat în momentul în care el a intrat în Ierusalim. În momentul acela era un moment istoric, unic în felul lui. Cerul privea la acea scenă extraordinară. Ei, dar Domnul a intrat și ne învață și pe noi. El a intrat blând și smerit. Blândețea este o floare rară, spunea cineva. Și noi trebuie să avem acest obiectiv, să fim blânzi. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți, plinți de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte în blândețe pe protivnicii lui, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la deplina cunoștință adevărului. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Doamne, ajută-ne să fim blânzi! Un alt obiectiv era smerenia. Domnul a fost smerit. Și El ne învață, cine se va smeri, va fi înălțat. Iar cel ce se înalță, va fi smerit. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să ne înalțe. Mă uit la ceas, s-a încheiat timpul și închei și eu. Doresc din inimă Dumnezeu să ne ajute să privim la Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne să urmărim împărăția, ajută-ne să urmărim neprihănirea Ta care-i Domnul Iisus, cum a trăit El, să trăim și noi, să gândim, cum spune Biblia, gândiți-vă la lucrurile de sus, aveți în voi gândul lui Hristos și în ultimă instanță același obiectiv. Obiectivele sunt și altele, dar trei le-am amintit, neprihănirea, blândețea și smerenia. Și atunci, garantat, Domnul ne va ajuta în ziua aceea să ne întâlnim împreună și să fim pentru totdeauna cu El. Amin.